La solicitarea Ministerului Sănătății, Guvernul României a aprobat proiectul de hotărâre prin care modifică și completează hotărârea de guvern numărul 720 din 2008 pentru aprobarea listei corespunzătoare medicamentelor de care beneficiază asigurații cu sau fără contribuție personală pe bază de prescripție medicală în sistemul de asigurări sociale de sănătate, precum și denumirile comune internaționale corespunzătoare medicamentelor care se acordă în cadrul programelor naționale de sănătate. Actualizarea listei de medicamente gratuite și compensate prevede introducerea unui număr de 20 de molecule inovative destinate pacienților cu afecțiuni neurologice, afecțiuni oncologice, leucemii și alte boli rare. Aceste medicamente sunt destinate pacienților cu o evoluție a bolii dificil de controlat, iar în unele cazuri reprezintă ultima sau singura soluție terapeutică, a precizat ministrul Sănătății Alexandru Rafila. Actualizarea listei de medicamente compensate și gratuite intră în vigoare de la 1 februarie 2022 și 1 martie 2022, după caz.